Dumneavoastră ce ați făcut în ultimii 3 ani? Cu ce vă puteți lăuda? Că a intrat copilul la facultate sau că v-ați cumpărat o mașină sau că v-ați făcut un business. Ce ați zice ca în 3 ani să reușiți să săriți de la 0 la 7,7-7,8 miliarde de dolari? Niște oameni din țara asta au reușit să facă așa ceva. Și stăm de vorbă cu Beniamin Mincu, este cofondator și CEO la Elrond. Bună seara! Mulțumesc că sunteți cu noi! Bună seara și bine v-am găsit! Am un disclaimer pe care trebuie să-l fac din capul locului pentru telespectatorii noștri. Tot ce veți vedea în minutele următoare nu reprezintă un sfat nici să cumpărați, nici să nu cumpărați. Faceți ce credeți, dar nu pe baza ceea ce vom spune noi în seara asta aici. Trebuie să vă luați informațiile așa cum se face, cum fac profesioniștii. Din altă parte, noi vrem să aflăm aici secretele unui business. Beniamin Mincu, cum ați pornit? 3 ani am zis eu, adică în 2018... Nu, întâi trebuie să le explicați telespectatorilor noștri, dacă se poate scurt și să înțelegem și noi, ce ați făcut. În 2018 devine disponibil serviciul inventat de dumneavoastră și ajunge acum la o valoare de 7,8 miliarde. Ascultăm. Da, Elrond este practic una dintre cele mai avansate arhitecturi de blockchain din lume și este probabil cea mai avansată în performanță măsurată prin capacitate de procesare a tranzacțiilor, viteză de procesare și cost. Și am construit această arhitectură cu o echipă extrem de talentată, în Sibiu, în mare parte. Avem sigur, colegi în toată țara, dar am construit această arhitectură cu o serie de descoperiri importante, inovații fundamentale și un efort extraordinar de-a lungul acestei perioade, iar acum am ajuns la punctul la care arhitectura este live, procesează tranzacții în întreaga lume și este distribuită pe mai mult de 3200 de computere la nivel global în momentul de față. Sigur că suntem totuși într-un punct, deși foarte avansat, în același timp și foarte incipient pentru întreg ecosistemul blockchain și de cele mai multe ori încerc să aduc această metaforă a internetului în faza lui inițială. Foarte puțini oameni au înțeles internetul în 95, 97, 98, 99 și totuși acesta a adus un potențial extraordinar pentru întreaga lume, dar au fost nevoie de 2 momente extrem de importante în istoria internetului ca noi să putem ajunge la utilitatea lui actuală. Unul a fost tranziția de la dial-up la broadband, adică o performanță și viteza internetului mult mai mare, și un al doilea moment a fost acel moment al browserului. Adică un user experience foarte simplificat care să permită oamenilor să interacționeze cu această tehnologie și același lucru este ce Elrond a reușit să aducă pentru ecosistemul blockchain. Dacă... Vă rog. Sigur. Ce vreau să vă spun este că simplificând, trivializând, pentru că asta încercăm să facem în seara asta, putem spune așa, vă întreb. Un grup de programatori de la Sibiu au făcut un program complicat, alcătuit din mai multe programe, practic o mașinărie, care reușește acum, înțeleg, să execute 15.000 de operațiuni pe secundă, dar e capabil în actuala structură, în actuala configurație, să ajungă la 63.000 de operațiuni pe secundă, operațiuni financiare, care se pot desfășura oriunde pe planeta asta, și vreți chiar mai mult decât atât. Am înțeles bine? Da. Practic, acest blockchain este într-adevăr un sistem distribuit, un fel de computer virtual care funcționează pe internet și poate procesa peste 100.000 de tranzacții pe secundă și poate scala peste această sumă.
ce cred că este foarte important e că totuși el e live acum și funcțional și acesta este cumva momentul în care oameni din întreaga lume pot să folosească tehnologia. Câți ați fost la început? 11 oameni. Acum cât sunteți? Undeva peste 80. Și toți sunteți în același loc sau sunteți peste tot în lume? Suntem majoritatea, aș spune, 99% în România. Sunt câțiva oameni, mă refer în echipa de bază, care sunt și în afara țării și echipa extinsă, avem zeci de mii de oameni care participă în mod direct la acest proiect în întreaga lume. Și ați făcut asta ca să vă îmbogățiți? Am făcut acest proiect care a fost fondat pentru a crea infrastructura unui nou sistem financiar care să fie de înaltă performanță și transparență completă și care să devină accesibil oricui, oriunde ar fi în lume. Și motivul pentru care am construit, de fapt, această tehnologie este pentru că odată folosită și incorporată la nivel financiar, global, cred că acesta poate să fie unul dintre cele mai importante multiplicatoare ale PIB-ului global, așa cum a fost și internetul. Cum vă imaginați parcursul? Unde sunteți acum? Foarte la început, la mijlocul traiectoriei sau la finalul ei faceți ceva și se încheie sau preia altcineva? Cum vă vedeți? Cred că, și am mai spus acest lucru, Elrond în momentul de față nu este nici măcar 1% din ce urmează să devină și probabil unul dintre cele mai interesante momente și probabil cele mai de impact, poate pentru România, va fi acel moment în care capitalizarea Elrond va depăși PIB-ul României pe un an. Și cred că partea asta nu e, deși poate suna extrem de ambițios, ținând cont de punctul în care am ajuns și felul în care evoluează această tehnologie și acest ecosistem și rapiditatea cu care această tehnologie blockchain este incorporată la nivel bancar. Cred că în următorii 3-5 ani vom avea parte de niște surprize extraordinar de interesante. Care s-ar putea ca pentru dumneavoastră să nu fie chiar niște surprize, pentru că deja vă vedeți acolo. Da. Cred că vom depăși acest prag mai rapid decât pare fezabil în momentul de față. Bun, trivializând în continuare, ori de câte ori vine vorba despre criptomonede, există cel puțin două categorii de oameni și de argumente. Le simplific ca să înțelegem puțin cum stau lucrurile. O categorie de argumente este cea care seamănă foarte mult cu ce ne-ați explicat dumneavoastră aici. Sunt oamenii care văd întotdeauna mașinăria din spate, își dau seama ce reprezintă criptomoneda, văd și utilizările care vor exista pentru zona asta peste 10, 15, 20 de ani. Și există cealaltă categorie a conservatorilor care spun, domnule, e o porcărie, o prostie, pentru că de fapt nu are nimic în spate, nu reprezintă nimic, este o iluzie, sunt niște oameni care cumpără ceva ce nu există. Unde sunteți dumneavoastră e clar. Care sunt argumentele pentru cei care sunt din categoria a doua? Conservatorii, cei care probabil țin cu dinții de actualul sistem financiar. Ce le spuneți când auziți una ca asta? Cred că aceste argumente sunt într-un fel ușoare de înțeles, în sensul că orice tehnologie nouă presupune foarte multă schimbare, iar această schimbare e foarte greu de procesat în prima fază. Același lucru l-am văzut ca argument și cu privire la internet. În prima fază. Există oameni foarte faimoși, foarte importanți în diferite domenii care au spus că internetul nu va fi nimic altceva decât un
trend care va trece extraordinar de rapid și va fi trivial în perspectivă și în imaginea de ansamblu. Și totuși, dacă ne uităm atenți, internetul este probabil cea mai importantă tehnologie care a potențat toate celelalte tehnologii pe care le avem. Iar același lucru cred că se va întâmpla și cu acest ecosistem al blockchain-ului. Și mai exact, cred că atunci când oamenii se uită atent la această tehnologie, vor observa că cele mai importante guverne din lume sunt în momentul de față în procese de experimentare cu această tehnologie. Toate. Cele mai importante universități din lume au cursuri care încearcă să abordeze aceste idei și să experimenteze cu ele, pentru că își dau seama că aici este frontiera de bază pentru experimentele financiare și tehnologice pentru următoarea perioadă. Cele mai importante fonduri din lume sunt toate investite în acest ecosistem și pariază intens pe el. Și cele mai importante business-uri sau startup-uri sunt toate în acest ecosistem deja. Cred că cumva am trecut de punctul în care oamenii priveau cu cel mai intens scepticism această tehnologie și am ajuns la punctul la care își dau seama că ea nu poate fi ignorată și probabil o abordare mai sănătoasă ar fi să înțelegem care este utilitatea, cum o putem folosi într-un mod productiv și constructiv, și cred că de aici, de fapt, se naște probabil una dintre cele mai mari oportunități generaționale pe care le vom avea în următoarele, nu știu, următorii 10-20 de ani. Ce spuneți dumneavoastră când îi vedeți vorbind la televizor pe politicienii care se mai ocupă și cu finanțele țării, de exemplu? Cum vă uitați la ei? Cred că râdeți de vă țineți cu mâinile de burtă. Avem mai multe discuții interesante în toate cercurile, chiar și din România, și cred că ar fi surprinși oamenii să vadă din câte cercuri există oameni în comunitatea Elrond. Și ce încercăm noi să facem este să încurajăm atât guvernul, cât și Banca Centrală, cât și toate celelalte bănci și companiile care încearcă să vadă următorii pași productivi ce pot fi făcuți, să aibă conversațiile astea. Noi suntem foarte deschiși și tot timpul încercăm să avem aceste conversații, pentru că progresul despre care povestim, adopția pe care ne dorim să o vedem, nu credem că se poate întâmpla fără aceste conversații, și atunci încurajăm toate aceste entități să observe oportunitatea și de acolo să și facă pașii ideal înainte ca celelalte țări să facă lucrurile acestea și să poate să profităm de această oportunitate mai mult decât am profitat de celelalte până acum. Preiau termenul de la dumneavoastră, mi-a plăcut. Care este cel mai îndepărtat de Sibiu om care v-a adoptat, care a cumpărat Elrond? Cred că avem în aproape toate țările lumii, în momentul de față, oameni care ne scriu și care, sub o formă sau alta, au descoperit Elrond, care unii construiesc pe această tehnologie, alții facilitează discuții fie cu business-uri, fie cu guverne în alte părți ale lumii, și e într-adevăr surprinzător ce se întâmplă când așa un număr mare de oameni sunt aliniați în așa fel încât această tehnologie să meargă mai departe. E suficient să vrei să-ți faci o criptomonedă sau fiecare dintre aceste entități reprezintă ceva? Da, nu cred că ideea este de a crea sau nu o criptomonedă, ci mai degrabă ideea este de a înțelege care sunt beneficiile noi pe care această tehnologie le poate aduce.
tehnologice, ce poate această tehnologie face posibil, ce nu am avut până acum. Și o idee simplă pe care cumva toți ne-am dorit-o este să avem un sistem financiar global care să fie transparent și să fie instantaneu folosibil, să permită transferuri oriunde în lume, instantanee, la un cost trivial și transferuri care să nu presupună doar bani, ci să presupună și proprietate, active de diferite feluri. În momentul în care vom avea un asemenea sistem, întreaga economie va funcționa cu o viteză de 100 sau 1000 de ori mai rapid, atât ziua, cât și noaptea, cât și în weekenduri. Și ideea de a avea un sistem automatizat care permite aceste lucruri este doar primul pas înspre un fel de internet financiar. Cumva internetul îl avem de 20 de ani și totuși zona financiară a rămas extrem de neactualizată. Încă cu foarte multe costuri, foarte multe probleme, foarte mulți timpi morți. Și cred că blockchain-ul în următoarea perioadă va schimba chestia asta total. Criptomonedele sunt doar o utilitate, o primă aplicație a acestei tehnologii blockchain. Mulțumesc mult, Beniamin Mincu. Este CEO Elrond. În direct la Digi24 am aflat, cred că 0,0000 și continuă șirul acesta. Din ce înseamnă povestea asta și din succesul programatorilor celor 11 de la început, acum peste 80 de la Sibiu. Mulțumesc mult, Beniamin Mincu. Pauză și când ne întoarcem vedem cât de supărat este Charlie Oatley că nimeni de la guvern nu s-a ocupat de promovarea turismului din România. E atât de inutil guvernul, spune Charlie Oatley. Revenim, rămâneți cu noi.